Marius Milea vă prezintă jurnalul AgroTV. Bine v-am găsit la știri! Produsele românești se vând pe rafturile marilor lanțuri de magazine la prețuri mult mai mari decât cele de la poarta fermei. Acest lucru se întâmplă pentru că hipermarketurile percep, pe lângă adaosul comercial, și o taxă de raft. Radu Moldovan, director al cooperativei Bovis din Alba Iulia, spune că această practică a marilor magazine îl determină să nu investească în procesare. Acesta crede că ar trebui promovat lanțul scurt de aprovizionare pentru ca marfa să ajungă mai ușor la consumator. Fără procesare nu poți să aduci profit prea mult într-o fermă. Corect, dar aici procesarea trebuie legată neapărat de vânzare. Pentru că eu văd o problemă. Deci degeaba produci dacă nu vinzi. Exact. Deci următorul pas, de fapt sunt doi pași care trebuie să-i faci în același timp, procesare și vânzare. Produsul românesc trebuie să fie mult mai apreciat de consumator și nu în ultimul rând promovat și să pătrundă ușor în marile magazine. Nu neapărat în marile magazine, pentru că aici este... Ce considerăm noi este o capcană, de fapt. Ce capcană? E prima dată când aud acest lucru. Este o capcană. Eu așa o consider. Intrarea în marile magazine. Pentru că... Care este argumentul dumneavoastră? Păi, argumentul știm cu toții. E vorba de taxele care se impun și, de fapt, te țin acolo la un profit foarte mic. De mai bine nu faci procesare, stai la producție, faci producție și o vinzi. Dar este încurajată inclusiv promovarea și vânzarea produselor prin măsuri specifice din cadrul AFIR și acele trebuie accesate pentru a avea un rezultat. Deci trebuie să ajungi la consumator cât mai repede, fără alți intermediari gen hipermarket. Unde trebuie să vindem marfa? Da, pe lanțul scurt. Pe lanțul scurt. Mai precis? Piața locală, magazine mici, direct la poarta fermelor, membrilor, aici și cam atât. Deci nu poți să intri într-un hipermarket pentru că eu consider că este de fapt o capcană care procesatorii o văd și o simt la momentul de față. Prima zi de dezlegare la pește din postul Paștelui a fost motivul pentru care piețele și oboarele au fost mai pline ca niciodată. La fel s-a întâmplat și în piața centrală din municipiul Buzău. Oamenii au cumpărat pește din toate speciile, de la macrou, novac, sardine, dorada, scrumbie sau crap. Totuși, cumpărăturile au fost mult mai reduse din cauza prețurilor mari. Buna vestire este sărbătoarea care aduce prima dezlegare la pește, din postul lung de 40 de zile. Fie că au ținut post, fie că nu, buzoienii vor să păstreze tradiția, care spune că astăzi se consumă pește, astfel că magazinele din piața centrală au fost asaltate de clienți încă de vineri. Oamenii au format cozi în fața pescăriilor încă de la primele ore, iar numărul mare de clienți s-a menținut pe tot parcursul zilei. Ce fel de pește căutați, doamnă? Macro, noi toate feluri, dar macro iau. E mai gustos sau e după preț? E mai bun. E urma macro. Toate marfa la dânsă e bună. Dar în general toată, dar eu asta mănânc. Prețurile cum sunt anul acesta la pește? Foarte bun. Coada astăzi la pește peste tot. Bineînțeles că dacă mâine se mănâncă pește și e sărbătoare mare religioasă, toată lumea mănâncă pește. Că ține, că nu ține post, peștele e pofticios. Dumneavoastră ce v-ați cumpărat? Am luat novac și plătică. Cam care sunt prețurile? Cam mari. Față de rândul trecut, când am mai fost prin piață tot pentru pește, au mai crescut puțin. Adică, de exemplu, spuneți-ne și nouă cât a fost novacul. Am văzut mai acum ceva timp, carasul era în jur de 20 ceva, acum cred că a sărit de 25. N-am văzut caras aceea, dar am luat altceva. Și pe ce ați luat, cât ați dat? Novacul am dat aproape 50 de lei. De 50 de lei, undeva la 15 lei kilogram, mi s-a părut mai acceptabil. Da, pentru bună vestire, un pește mare, așa, o scrumbie, ce în limita bugetului. Cam ce buget veți aloca? Păi vreo 300 de lei, așa, zic eu. Am luat pensia, da, 3 milioane, da, știu ce vorbesc.
Cam asta. V-ați interesat cam cât este kilogramul de pește? Scumbia e la 40-45 de lei. Buvacul e 15 lei. Un buvac și niște scumbii pentru mâine, atât. Cam ce cantitate? Mă încadrez la 300 de lei. Vă faceți aprezionarea pentru Bună Vestire? Da, și un bol. Ce veți pune pe masă? Pești, așa se mănâncă pește din Bună Vestire. Aici mai mâncă și ceva carne de porc, doar nu, nu fi. Cam ce buget aveți pentru masă? N-am făcut calcul. Am luat morcovi, am luat ceapă. Peștele la ce preț îl găsiți? Pe, am văzut aici că este novac. Așa, iau niște novac. Ce buget ai făcut? Da. Cam atât. Cam cât este kilogramul? Să vedem, chiar nu știm. Când au ales ce pește vor să pună pe masă, oamenii au avut două criterii, gustul și prețul. Cei mai mulți dintre clienți au spus că au cumpărat doar cât să-și facă pofta și pentru a păstra tradiția, pentru că prețurile sunt mari. Printre cel mai cumpărat a fost novacul, care se vinde cu 15 lei kilogramul, păstrăvul se vinde cu 29 de lei kilogramul, dorada cu 39-40 de lei, crapul cu 35 de lei kilogramul, sardinele 16 lei, plătica 17 lei și chefalul puțin peste 20 de lei. Dăunătorii la sol, Diabrotica sau Agriotes, se hrănesc cu rădăcinile plantelor și pot diminua cu peste 50% producția. Microset Geo, cu aplicare la sol, asigură o protecție de durată prin efectul de vapori, oferind și nutriția la start. Contactează acum un reprezentant, Chemarcrom. Numele meu este Coșma Bogdan, lucrăm în circa 900 de hectare în momentul de față. În ultimii ani am avut probleme foarte mari cu Diabrotica. În 2019, 280 de hectare au fost afectate. Larva de Diabrotica a tăiat rădăcinile porumbului. În urma acestui atac am avut o pagubă de peste 40% din producție. Reprezentantul Chemark ne-a recomandat Microseed Geo în cantitate de 15 kg pe hectar. Estimăm o producție de 10-11 tone la hectar în acest an. Deoarece în ultima perioadă se înregistrează creșteri de prețuri la semințe, îngrășăminte și combustibili, înființarea de noi culturi agricole este tot mai greu de realizat. Aceste prețuri sunt resimțite de către toți cei din agricultură, însă cei mai afectați sunt micii fermieri care reușesc cu efortul destul de mari să mai cultive. Suprafețele lucrate sunt de la an la an mai reduse, iar lipsa unei piețe de desfacere face ca producția să fie ținută doar pentru consum propriu. În asemenea condiții, multe dintre terenurile agricole rămân necultivate. Ce lucrări se execută în această perioadă? În această perioadă se poate însămânța ovăz și porumb, pentru că suntem un pic întârziați pentru mazăre și floarea solului, mai ales că noi punem grădinile, terenurile noastre cât mai micuțe așa și totuși, datorită secetei, diferite soluri sunt umede, celelalte sunt uscate și ne îngreunează munca. Costul azotatului a explodat. La fel, sămânța tot așa s-a dublat față de anul trecut. E greu, dar încercăm să facem cât mai bine, cât mai să nu sărim o verigă din lanțul care se practică pentru a face pentru a avea o recoltă bună. Începând cu arătura până la recoltare, trebuie să faci toate procedeele necesare. Și având în vedere că primăvara asta e secetoasă, cu toate că sunt semne că ar începe ploi și așa, dar nu, e foarte, foarte, foarte greu. Costurile și mai ales datorită îngrășămintilor chimice, care au fost bune, pot spune din punctul meu de vedere, mai ales că tatăl meu a lucrat cu așa ceva, așa,
și auzindu-l, chestia cu energia scumpă și îngrășămintele scumpe ne-a dat înapoi cu 60 de ani. Deci am revenit ca și cum n-am fi avut îngrășăminte chimice, cu îngrășămintele naturale de la animale și așa, nu prea mai avem de unde găsi. Lumea nu mai crește animale și e foarte, foarte greu și îți trebuie o cantitate mare. Dar așa, cu îngrășămintele chimice aplicam o doză potrivită, vorba aceea am crescut și cu așa ceva de mic copil, n-am pățit nimic. Dar având în vedere prețul acum a explodat, e foarte greu, e foarte greu să mai cultivăm teren. Producțiile vor fi mai mici, dar trebuie să facem, că altfel nu putem. Ne trebuie pentru animale, pentru noi și tot așa. Da. Piața de desfacere aveți? Reușit să vindeți din produse? Piața cam greu. Vine cineva, vreau și 50 de kilograme, vrea celălalt 100, vrea altul 30, pentru 10 păsări, 5 porumbei și tot așa. Nu prea... Nu e ceva sigur. Pe această cale aș vrea să fac o... Am și o idee. Să vină cineva să contracteze, nu neapărat, avem suprafețe mai mici, mai mari, unii au ferme, dar să achiziționeze de la toată lumea. Exact cum se face cu armata țării. Fiecare militar din cei 100.000 care are armata țării pleacă dintr-o singură familie, dintr-o locuință. Și acolo se adună un număr mare și acei militari apără pământul nostru și țara noastră. Așa și noi. Unul poate să predea 1.000 de kilograme, altul poate să predea 10.000 de kilograme și tot așa. Dar să fie cumpărate și undeva un fel de bursă sau un depozit unde poate fi vândut și apoi exportat, vândut și valorificat pe o piață mai mare. Ați încercat să vă organizați într-o asociație, să vă înscrieți undeva, să fiți mai mulți, să cultivați o suprafață mai mare? Am încercat, dar având în vedere că situația e așa incertă de la an la an, nu prea fiecare încearcă să și-l facă pe al lui, să rămână cu o suprafață potrivită de lucru, să nu îl prindă timp rău sau timp secetos, să nu poată să însămânțeze, că și aici e o mare problemă, trebuie cultura se însămânțează într-o perioadă dată de timp. Nu se depășește acea perioadă, că altfel pierzi cantitate din recoltă. Oile din rasa carabașă sunt la mare căutare printre crescătorii argeșeni. Rasa specifică zonei Teleorman este apreciată pentru productivitate, animalele ating o greutate apreciabilă. În plus, la fătare are câte 2 sau chiar 3 miei, iar cantitățile de lapte obținute de la aceste oi sunt foarte mari în raport cu alte rase de ovine. Denumirea de carabașă vine din limba turcă și înseamnă cap negru. Oaia carabașă de Teleorman mai este cunoscută și sub numele de oaia românească cu capul negru, însă, indiferent de denumire, rămâne în topul preferințelor ciobanilor. Astea sunt cărăbașe australiene. Astea sunt cărăbașe australiene. Și ala este berbecul australian la marle. Astea sunt originale. Astea australiene. Astea toate cu capul negru. Alea sunt mieluțile de acum un an, care le-am oprit metișuri. Metișuri din turcane. Și din turcane a rămas și din australiene. A rămas din toate. Dar nu ar fi fost convenabil dacă cumpărați numai din carabașe, erau scumpe? Păi am avut carabașe australiene, am avut 40 din astea și a venit un băiat și nu mi-a zis să îi le dau lui. Și am oprit și eu câteva și din astea și am mai avut câteva țurcane și din astea țurcane am făcut metișurile astea care sunt. Ele sunt pretențioase. Cărăbașile astea australiene sunt foarte pretențioase. De ce? Da. Pretențioase. Nu e de mâncare, că mâncare avem ce să le dăm. Avem astea, dar e mai pretențioase că e mai frig. Da, în zona noastră. Că ele sunt de Teleorman în jos, acolo e zona mai călduroasă.
Păi și atunci de ce l-ați adus dacă a știut că sunt mai pretențioase? Nu e, că le-am adus să vedem cum rezistă la noi. Adică nu e chiar zona de munte, cum este mai răcoare, cum ar fi la Câmpul Lung, cum ar fi în sus. Dar aici și așa e o zonă modelată. Nu e nici chiar frig, nu e nici chiar cald. Da. Și așa se menține. Se menține. Și am făcut curcitura asta de metișuri. Când vine vorba de calitatea și cantitatea de lapte a acestor oi, crescătorul are numai cuvinte de laudă. Ca producție de lapte, cum sunt? Producția de lapte are lapte foarte bine. Asta, australienele astea are la un kilogram de lapte. Un kilogram, un kilogram și ceva când fată, așa, când le iei miei și asta mai puțin, cam 800 grame de lapte. Țurcanlii, acum metișurile a ieșit, adică între ele a ieșit foarte bune, tot așa la un kilogram de lapte. Are la mulsoare, cam 2 kilograme pe zi ar veni, dar asta e pe perioade, când are mielul și suge, atunci și are ele lapte mai mult. Când le înțărca miei, și ele are lapte mai puțin, că când se coace iarba, când se întărește, atunci și dă și ele puțin lapte, dar adică mai puțin lapte, dar e lapte mult mai mult cuvenit. Adică e lapte mai gras când se întărește iarba, de se coace iarba. Când e iarba mai crudă, atunci și are și ele lapte mai mult. Da, și sunt foarte bune. Dincolo de aceasta, carabașele sunt mai productive și când vine vorba de greutatea acestora. Carabașele sunt mult mai grele decât țurcanlii. Că o carabașă are 70-80 de kilograme carcasă, dacă ar fi, are 100 kilograme în viu. Dar țurcana în carcasă are 50 de kilograme, 40, depinde cât e de mare. Mielușeii obținuți prin încrucișarea celor două rase au moștenit gene bune de la fiecare dintre ele, tocmai de aceea oierii îi consideră rentabili, mai ales că sezonul comercializării din perioada pascală bate la ușă. Primăvara vine cu lucrări de igienizare și întreținerea spațiilor verzi în mai toate localitățile din țară. În această perioadă, administrația locală din localitatea Ulmi, din județul Dâmbovița, a dat startul campaniei de curățenie și întreținere pe întreg teritoriul comunei. Lucrările se execută atât cu angajații ai primăriei, cât și cu persoanele care beneficiază de ajutor social. Activitatea este programată să se desfășoare atât în comună, cât și în satele aparținătoare, iar lucrările sunt de diferite tipuri. Se văruiesc și se toaletează copacii, se strâng resturile menajere aruncate la întâmplare și se decolmatează șanțurile de pe marginea drumului. În această perioadă au fost executate mai multe lucrări, a fost făcută curățenie în comună, au fost vopsiți pomii. Care e părerea noastră? S-a schimbat un pic fața comunei? Este o treabă foarte bună, e o inițiativă extraordinară de binevenită pentru faptul, pentru bunătatea și frumusețea comunii. Ceva îmbucurător este pentru oamenii care îi aduce, care nu au niciun fel de venit și îi aduce pentru ajutorul social și e băgat să câștige și eu un ajutor acolo, cât de cât. E bine, e bun venit, e bine, în general e bine. Și mulțumesc și ei, primește și un bănuț în plus acolo, e bine. S-a schimbat un pic fața comunei, se cunoaște? După executarea lucrărilor astea, parcă e altă viață, e altă frumusețe, apare curățenie, șanțuri, strada curată, pomi văruiți. E frumos, ceva frumos. Adică eu, fapt, mă bucur când văd așa ceva. E minunat. Să menție inițiativa asta. De cine e luată? Lucrările care se efectuează primăvară în comună, ce părere aveți? Lucrările care se efectuează primăvara în comună, ca să vă spun într-un mod mai, cum să spun, mai elevat, mai dezvoltat, suntem încurajați de nouul primar pe care îl avem în comună, un om gospodar pe care nu l-am priceput când l-am ales, dar ne-am dat seama că e un om într-adevăr,
cu calități, pentru că ne-a încurajat, în afară de gospodăriile în care ne facem obiceiurile noastre de țărani, de oameni, așa, mai lucrăm și în comună. La un pavaj, la un vopsit de un pom fructifer stradal, la o eliminare a unui câine care apare adus din discern. Am văzut că lucrează și cei de la ajutorul social. Cred că e un lucru bun și pentru ei, că au de lucru și astfel reușesc să-și câștige cât de cât un venit. Într-adevăr. Asta nu că am vrut să fac o excepție, în colaborare cu ei facem și noi ordine și facem așa stradal, în comunal și în tot, toți de comun acord. Și e un lucru bun, benefic. Ce părere aveți despre lucrurile care se execută în această perioadă în comuna noastră? Despre lucrurile care se execută la noi în comuna Ulmi, cu primăria care, cu oamenii care primesc ajutorul social și execută lucrurile de curățenie, văruire, curățarea șantrului, la tot, și noi, cetățenii acestei în comun, suntem datori să facem curățenia care se impune. Văruim, vopsim gardurile, curățăm șanțurile, curățenia de primăvară, purci, tăim pomi, tot făcut cum se face în general la lucrările de primăvară. Etufarm, companie de utilaje și echipamente agricole, a început în regiunea Banatului caravana de prezentare a celor mai performante produse din portofoliu. Fermierii au primit informații despre semănătoarea mzurii, despre mai multe tipuri de drone agricole și, nu în ultimul rând, a fost prezentată și Kobzarenko, una dintre cele mai mari remorci agricole care poate fi cumpărată din piața internă. Prezentăm aici tehnologii inovative. Prezentăm trei tehnologii. Prima tehnologie în spatele mea asta, semănătoare mzurii, tehnologia mzurii strip-till, tehnologia de drone agricole și tehnologia pe dreapta mea este remorca de la Zavod Kobzarenko, remorca de transfer, asta vedeta de în România. Ideea și mesajul simpozionul nostru sau întâlnire noastră aici la Banat, adică deschidem pe lângă tehnologie tradiționale, pe lângă tehnologie clasice, tehnologie inovative. La timpul tot știe cu căzut prețurile la cereale, crescut prețurile la inputuri, deci cum se economim bani, cum se ieșim din asta perioade, deci noi propunem unul din soluții, nu soluția generală, a unul din soluții. Și în sfârșit fermierul trebuie să, adică gândește și alege pe ce tehnologie continue sau continue pe tehnologia clasică, tradițională, sau alege tehnologia inovativă, unde face tehnologia economie și conservează apă în sol și lucrează eficient. Dar cum noi văzut la simpozionul nostru, a fost mare interesul la tehnologia strip-till, tehnologia dronele, a fost multe întrebări, bineînțeles că este tehnologie nouă și cu specialiste noastre, cu echipa noastră, noi explicat și dovedit ce este tehnologie inovativă. Urmează câteva minute de promovare a unor importanți jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul și cu alte subiecte de interes. Fermieri. Pesticidele contrafăcute reprezintă o amenințare continuă la adresa sănătății mediului și a oamenilor. Ca fermier, riscați să fiți penalizat și să vi se refuze accesul la vânzare în piață sau în supermarket dacă sunt depistate reziduuri de pesticide ilegale în produsele dumneavoastră. Dacă sunteți nesiguri în legătură cu legalitatea pesticidelor achiziționate, contactați autoritățile, furnizorul, fitofarmacia sau reprezentantul local al producătorului.